găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live cu un an în urmă, fix aici la această masă. Una dintre invitatele noastre era retrasă din activitate, depănam povestiri despre ce a fost și făcea planuri pentru viitor cu Academie de Handbal, să creștem niște copii și așa mai departe. Trecut un an și un pic de atunci și de două zile este campioană a României la handbal feminin. Da? 22 aprilie că am căutat, deci un an și o luniță, ca să spunem așa, și între timp, pe teren, a devenit campioană a României la handbal. Așadar, n-a mai fost jucătoare retrasă, ci a fost jucătoare în activitate. Ea spune că de-alaltăieri este din nou jucătoare retrasă din activitate. N-a venit cu mâna goală, ca să spunem așa, ci și cu o colegă de echipă, și ea campioană, bineînțeles. Rapid este noua campioană a României după 19 ani de așteptare. Dragi prieteni, discutăm în această dimineață cu Oana Manea, bună dimineața, să rămână, și cu Julie Fojea. Fojea. Am zis, bună Fojea, bună dimineața. Perfect. Și mii de mulțumiri. Bună dimineața. În primul rând, felicitări. Mulțumim. 19 ani, ea știe mai puține lucruri despre ceea ce înseamnă 19 ani de așteptare. Dar tu, Ana, pe vremea asta, anul trecut, ne gândeam la te bufnește râsul și pe tine. Sigur nu a fost 1 aprilie? Nu, era 22, le-am uitat. Probabil din cauza numărului, că e Petricu, da, și am zis da, că uite, mă, vezi? Să mă reîntorc. Nu ce s-a întâmplat în anul ăsta? Nu, sincer, nu mă așteptam. A fost ideea lui Bogdan. El m-a sunat că hai, te rog, Unișca, ajută-ne un pic. Și zic, Bogdan, ești conștient că stau de 2 ani de zile? Zic, cu ce să vă ajut? Zice, nu, că eu am mare încredere în tine și pot să ne ajut, te rog eu frumos. Mai ales experiența care o ai, este un lot tânăr. Și masa acasă m-am gândit, am vorbit cu soțul, ce zici? Ai vrea să joc cu lefter pe spate? Dar el, de entuziasmat, zice, da. Și așa mă gândesc bine, ne gândim bine și îi dau mesajul lui Bogdan. Da, Bogdan, o să vii. Ți-a fost greu? Foarte greu. Nu, foarte greu. Cu toate că mă mai aiceam pe la sală, dar nu este același efort. Mă dureau toate, am zis, Doamne, chiar în decembrie am spus, nu vrei să reziliem contractul? Că nu mă mai țin banamalele, nu-i, dar ce, ai răbdare, că totul e treptat și așa e. Acum, sincer, chiar mă simt bine fizic și chiar m-am simțit mai din ce în ce să... mai... Hai să vorbim cu cei de pe Wikipedia, să o lămurim. Deci ce trecem acolo? Că zice, este o foastă jucătoare sau este o jucătoare retrasă. Astăzi, de exemplu, pe 31 mai, ce ești? Retras. Sigur? Da, cu siguranță, 100%. Dar cu cei de la Wikipedia trebuie să mai lămurim un lucru. Da. Că scrie fotbalista Oana Man. Jucător de fotbal Oana Man. Da? Da, am înțeles, deci nu, da, nu credem în... Nu-mi displace. Am înțeles. Julie, a fost greu? Ai zis să vorbesc mai rar. Da, te rog. Dar noi putem să vorbim și în spaniolă. Cam, da? Ai zis că... Da. Dacă vrei. Dar aseară ce ați făcut? Nimic. Nimic. Am înțeles. La biserică. Da. Ați sărbătorit. Sunteți cu Liga Florilor la gât, ca să zic așa, o medalie senzațională. Încă o dată felicitări. Pentru că e o muncă grea. Noi așa doar... Poți să le arăți un picuț? Adică da, să vedem. Te-ai gândit, că după un an și ceva la Rapid o să câștigi titlul? Nu, adică... Nu m-am gândit nimic. Am venit la Rapid și am vrut să dau tot ce am putut și am avut un vis foarte mare și doar am muncit cu echipa, am muncit foarte mult și... Niciodată nu m-am gândit că o să câștigam această medalie, dar sunt foarte, foarte fericită. Ce repede a învățat română? Știe foarte bine. Foarte bine. Știe. Cred că a ștat-o și spaniola. Da. Dar știi, noi am întrebat înainte de emisiune, zic, știai ceva despre România înainte de a veni? Și ea a zis, păi și vreți să vă arăt și o hartă, să căutăm Guadalupe pe hartă? Și am zis, nu, lasă. Lasă că rămânem așa. Dar chiar știai lucruri despre România? Nu. Nu știam nimic, adică doar ce învățam la școală. Dar am vrut să vin aici să descoper cum e România. Am vrut foarte mult să schimb de țara și... Nu mă așteptam că e o țară atât de frumoasă, cu oameni minunați și m-am simțit foarte bine din prima zi. Oana, sincer acum, că acum după război, știi, putem să ne arătăm viteji. Credeai în treaba asta?
Nu, la început nu. Bine, logică tind spre performanță, e normal. Normal, joci, pleci cu, cu gândul ăsta, dar având în vedere, știind echipa CSM-ului, am spus că m-am gândit, dar nu știu ce se întâmplă pe, pe parcurs, dar să ieșim campioane chiar nu. Și treptat, treptat, cum am văzut cum evoluăm, în decembrie, când am văzut că suntem pe locul întâi, am zis, nu, nu se poate așa ceva. Dar a contat foarte mult echipa care am găsit-o, fetele, unitatea și grupul ăsta care am fost. Și cu experiență, și mai tinere, dar am fost un grup foarte unit. Deci asta contează cel mai mult, grupul. Da. 90%, cum se zice. Da. Restul, mai ești puțin noroc și cum stai pe teren și cum joci, că normal, grupul. Da. Dar, grupul și unitatea, asta, la concluzia asta am ajuns. Asta mie mi-a adus cele mai mari performanțe. Te-ai băgat fără să știi despre ce este vorba, nu? Da, nu, nu știam. Bine, știam echipa care normal fusese anul trecut, cu fetele care, care au mai venit. Obiectivul, sincer, nici mai știu acum care a fost. Bine, primele locuri, nici nu mai contează. Da, CSM-ul pe primul și da, după aia, ce s-a întâmplat? Ce... A, așa este, da. Dar nu, chiar nu mă gândeam. Și nu știu dacă se gândea cineva la, la început să, să ieși în campioni. Și unde a fost miracolul? Cum în grupul ăsta, în clar. Grup. Cel mai mult și în... muncă enormă. Este, cum să nu, muncești zi de zi. Sunt, sunt multe, multe aspecte. Și câștigați aspecte mult, așa cum spune toată lumea. Și câștiga foarte mult. Că de aici, am înțeles, vă duceți să vă luați primele alea mari. Da. Glumim, desigur, adică lumea să nu creadă că așa nu știm, se spune. Da, nu știm cu ce să mergem, cu gențile, da, cu, cu genții, troller. Cu... o mașină mai mare, mai... E o muncă enormă. Este o muncă, dar vorbim despre bani. Nu știu dacă s-a gândit cineva la, la bani în momentele acelea. Doar profiți de fericire, de bucurie. Pentru unele fete, cred că a fost prima medalie și poate un vis realizat. Nu știi când se mai întâmplă chestia asta și nu știu dacă s-a gândit cineva la, la bani în momentele. 19 ani e mult pentru o echipă ca Rapidul, care a avut performanțe. Că vorbeam, da, noi de Mihaela, da, 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 Ciobanu și de acum 25 de ani, știu că sună... E un sfert de veac, dar au existat performanțe și, și sala aia a văzut multe. Multe, multe, într-adevăr. Și tu ești atașată de... Sunt, de chiar, chiar am, când eram mică și eu am început la SS2, antrenoarea mea a jucat la Rapid, chiar am primit un mesaj după, după meci și zice, dintotdeauna mi-am dorit să câștigi un titlu cu Rapid. Primul meu titlu a fost cu Rapidul, mi-a spus, da, ea, și uite că, că visul mi s-a îndeplinit. Și eu mi-am dorit să joc la Rapid, dar atunci a început să se destrame echipa, cred că n-au mai avut nici, nici buget și am ajuns la, la Olchim. Juli, dar la modul sincer, ție nu ți-a fost teamă să vii în România? Nu că am fi o țară din fundul Europei, Doamne ferește, dar totuși Franța e Franța. Handbalul francez și la masculin și la feminin, că-l vedem și noi, e, e sus de tot, da? Și vin în România, atenție, unde avem echipe, precum Olchim, precum CSM și jucătoare, adică nu ne facem de râs, dar e România. Da. Fără să jignim, fără să... Nu ți-a fost teamă? Sau ai luat-o așa ca pe o provocare? Mă duc și... Da, am fost 3 ani în Ungaria, a fost foarte, foarte greu și pentru mine acolo și e normal. Dar am vrut să schimb de țara, să vin la România, să văd cum e handbalul aici și am auzit de, de Rapid și de visul care a avut și m-am gândit că vreau și eu să, să fiu parte de, de acest vis. Mi-a plăcut direct, că cred că la Rapid avem un suflet foarte bun, foarte frumos și galeria noastră e cea mai bună, cea clar. A cântat minunată de dimineața aici la recepție, așa a intrat cu ale Rapidului, s-a uitat, adevărat, uitat, adică știe melodiile, știe și are și voce. Are, cântă, da, 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 asta are, e, are. Un pic, un pic nu, acum, dar... da, am înțeles, nu, nu acum, nu acum, pentru că a băut rece. Da. Da. Un ou de dimineață și se reglează vocea. Da. Da. Și niște vocalize. Hai România în fiecare zi. Hagi, Hagi, șutul lui Hagi, gol! Hagi România! Hai România în fiecare zi la Antena 1.